Cluj-Napoca nu mai este orașul de 5 stele, este orașul absurdului. În ultimii ani, conducerea municipiului a reușit performanța să creeze unele situații incredibile, specifice Rusiei comuniste și postcomuniste. Așa că, de acum, nu mai trebuie să căutați pe internet fotografii cu ruși care fac tot felul de ciudățenii. Este suficient să mergeți în câteva locuri din cartierele orașului. Dacă vă este dor cumva de perioada epocii de aur, astăzi noi vă arătăm una dintre cele mai bine păstrate relicve ale regimului comunist. Haideți să mergem împreună! Vorbim despre parcul Farmec din cartierul Mărăști. Gunoi, panouri pe care amenzile sunt încă în lei vechi, WC ecologic cu ușa larg deschisă, mobilier rupt, buruieni, garduri vine îngrijite, o fântână arteziană din care se desprind bucăți de materiale, adolescenți care distrug locurile de joacă pentru copii, așa arată acest loc lăsat în paragină de peste 10 ani. Chiar n-am o părere bună. De ce? Arată așa cum arată. Iar și mesele, uitați cum arată. Lasă de dorit, efectiv. Trebuia, după câtă impozite plătim, trebuia să arate altfel. Lasă de dorit. Nu trebuie să fii specialist în peisagistică urbană sau în arhitectură ca să-ți dai seama că parcul Farmec este cam ca la țară. De unde sunteți? Din Cojocna. Acolo aveți parcuri? Avem. Și cum arată în comparație cu parcul acesta din Cluj-Napoca? Păi, cam așa. Tot cam așa. Nu este o mare deosebire între Cojocna și Cluj. În acest loc uitat de primărie, teoretic nu ai voie să faci nimic. Dacă încalci regulile, poți fi amendat aspru cu sume incredibile. Dacă ar fi să ținem cont de ceea ce scrie pe panourile de la intrările din acest parc, acum eu ar trebui să primesc o amendă între 1 milion și 15 milioane de lei. Doar în teorie ești amendat și tot în teorie nu ai voie să faci nimic. Practic, în acest parc, adolescenții folosesc aparatele de joacă pentru copii, boschetarii mișună seara și își fac nevoile pe unde apucă, iar unii fac scandal. Locuitorii afirmă că poliția locală nu vine aproape deloc în controle și se tem să vorbească în fața camerei de filmat despre aceste lucruri. Spun că ar putea fi victimele scandalagiilor din parc. În spatele parcului, canalul Mori și arată cam ca în Cojocna. Vreau frumos să spun la domnul Boc, primarul nostru, să facă curățenie pe canal, că e dezastru aici, în spate la... Și tot canalul rote. Nu așa, nu, și dincolo și dincolo nu punem osul, numai alții fac. Și eu, în spate de căsă, pe lângă mine, eu îmi fac ordine și curățenie, nu ei. Dar nu vreau să fie domn, nu fac nimic. Spuneți-ne un pic și despre parc. Cum vi se pare? Parcul cam dezastru. Nu e așa curățenie ca când l-o întreținut Farmec, ca să știți. Inițial, reprezentanții administrației locale nici măcar nu au știut că parcul este al orașului, deși acest lucru se înțelege de la sine în momentul în care vezi la intrarea în parc o plăcuță pe care scrie Primăria Cluj-Napoca. Parcul este în proprietate privată, nu este al nostru, așa că noi nu putem să intervenim decât cu controle ale poliției locale. Vom trimite echipaje acolo să vedem despre ce este vorba. Au transmis printr-un e-mail reprezentanții biroului mass media din cadrul primăriei. Peste câteva ore după ce s-au informat, comunicatorii administrației locale ne-au transmis că totuși parcul Farmec este al lor și nu al companiei Farmec, așa cum crezuseră în prima fază. Dacă autoritățile locale nici măcar nu știu ce au în propria ogradă, de ce ar fi preocupate de modernizarea parcurilor și altor obiective? Singurii care mișcă ceva sunt angajații firmei de salubritate care adună în fiecare zi mormane întregi de gunoaie și un muncitor care curăță fântâna arteziană. Ce muncite ai, ne spuneți? Curățăm fântâni arteziană din Cluj. Anul acesta ați mai fost la curățarea fântânii de aici din parc? Da. Dar am mai fost. Să ne mai delectăm privirile cu o situație absurdă. De data aceasta suntem în cartierul Gheorghen, în parcul bibliotecii inaugurat în 2011. La doar câteva luni de la inaugurare, panourile de pe terenul de basket au fost demontate. După ce ani la rând au lăsat terenul de basket fără panouri și coșuri, anul trecut au fost puse mese de ping-pong, așa că acum Cluj-Napoca are ceva ce nu are nimeni, teren de basket cu mese de tenis de masă. O prostie, nu e idee bună, pentru că majoritatea celor care vin aici vrea să se joace altceva, pe un teren mare de basket sau fotbal sau orice, și mesele ocupă tot terenul. E și periculos pentru copiii mici care vrea să meargă, dar am înțeles că unii vecini din zonă nu au fost de acord cu asta. Eu cred că pentru orice amenajare de astfel de teren ar trebui consultați toți locuitorii din zonă să se vadă cam ce ar vrea, pentru ce este nevoie.
Pe dumneavoastră v-a întrebat cineva ceva în legătură cu amenajarea acestui parc? Nu, evident că nu m-a întrebat nici pe mine, nici pe ceilalți. Am fost surprins când am văzut asta. E de anul trecut aici cât schimbarea. Culmea este că panourile au fost demontate la cererea unui singur cetățean. Acest lucru este cunoscut de toți cei din zonă, numai reprezentanții primăriei se învârt în jurul cozii. Panourile de basket din zona menționată au fost demontate la solicitarea locatarilor de pe strada Inău, ale căror locuințe se învecinează cu parcul respectiv și care au reclamat în repetate rânduri că datorită celor care utilizau terenul de basket nu mai aveau liniște. Totodată au apărut fisuri în structura locuințelor. Ca urmare, panourile au fost îndepărtate și s-au montat 4 mese de ping-pong pentru a găsi o nouă utilitate terenului respectiv, au precizat anul trecut reprezentanții primăriei într-un răspuns la o solicitare a unui cetățean. În parcul bibliotecii mai sunt și alte probleme, gunoaie, aparate de fitness rupte și iarbă care crește prin pavajul locurilor de joacă. Parcul bibliotecii a fost amenajat în anul 2011 în timpul mandatului de primar al lui Sorin Apostu, pe locul fostelor barăci ale romilor care au fost mutați la Patarât. Investiția a fost de aproximativ 250.000 de lei.